La porunca Domnului Iisus Hristos, la cina Domnului, facem două lucruri. Nu uitați, este cina Lui, nu cina noastră. La cina noastră, noi putem fi în centrul atenției, dar la cina Lui, noi suntem invitații Lui, oaspeții Lui. Și Scriptura ne îndeamnă să-L pomenim pe El și să vestim moartea Lui. Și în anul acesta, deja suntem în luna august, a opta luna anului, am încercat să-L pomenim pe El, oglindindu-ne în chipul Lui. Și chipul Lui ne este destăinuit într-un fel în fericirile din predica de pe munte. Acolo Domnul Iisus Hristos se oglindește, ni se revelează. Și în felul acesta, trecând din fericire în fericire, ne-am întâlnit cu El, L-am pomenit pe El. Dacă țineți șirul fericirilor, am ajuns la penultima dintre ele. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Citiți cu mine cu voce tare. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fiul lui Dumnezeu. Una din întrebările de dimineață a fost, pe lângă cine trimite, pentru că suntem la cina Lui, El este Cel ce ne trimite, a fost ultima întrebare, dar Manu a întrebat pe cine trimite, cui se adresează versetul acesta? Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai Lui Dumnezeu. Dar ca să pornesc într-o astfel de lucrare, mai întâi trebuie să înțeleg dimensiunile lucrării de împăciuire. Dragii mei, pacea trebuie să fie mai întâi cu Dumnezeu, apoi cu noi înșine, și apoi cu semenii. Pace cu Dumnezeu, pace cu noi înșine și pace cu semenii. Dar atunci când amintesc aceste paliere ale păcii, ale împăciuirii, aproape că nu pot să evit gândul că toate astea vorbesc despre chipul pe care Dumnezeu l-a săpat în noi la creație. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Înainte de cădere, dacă citiți Scriptura, omul, Adam și Eva, aveau pace cu Dumnezeu, pace cu ei înșiși și pace unul cu celălalt. Nu-i așa? În răcoarea zilei vorbeau cu Dumnezeu, se bucurau de El, s-au descoperit unul pe celălalt, au descoperit extraordinara frumusețe cu care i-a înconjurat Dumnezeu, casa în care i-a așezat, gata mobilată. Cum să nu te bucuri de Creatorul tău, să ai liniște în sufletul tău și să trăiești în armonie cu soția ta. Pace cu Dumnezeu, pace cu ei înșiși, fiecare dintre ei, și pace unul cu celălalt, dar a urmat căderea. Și căderea a indus în universul nostru o triplă alienare. În primul rând, pacea cu Dumnezeu s-a rupt, pacea cu noi înșine s-a stricat și ne-am învrăjbit unul cu celălalt. Țineți minte povestea în dimineața aceea când, în loc să îl caute ei pe Dumnezeu, în răcoarea zilei se ascunde El? Oare de ce să te ascunzi de Dumnezeu dacă ai pace cu Dumnezeu? Dar dacă pacea s-a frânt, nu poți sta în prezența Lui. Ce să cauți în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt când i-ai călcat porunca, când ai mers împotriva a ceea ce ți-a spus? Dar când Dumnezeu îl strigă pe Adam, unde ești, Adame? Mi-a fost frică. Atunci când frica a năpădit sufletul lui, pacea cu sine, dragii mei, a dispărut. Iar când Dumnezeu îl întreabă, ce ai făcut? Țineți minte? Nu eu, nevasta pe care mi-ai dat-o. Observați, toate s-au dus. Neascultarea de Dumnezeu dărâmă absolut totul în viața noastră. S-a dus pacea cu Dumnezeu, pacea cu ei înșiși și pacea dintre ei. Dar dacă lăsăm istoria să curgă, consecințele acestui act din Eden sunt o dezintegrare spirituală, morală și socială. Și asta caracterizează lumea noastră. Asta nu știu ce este, dar vă las pe voi să aflați. Aveți sus pe ecranele mari. Și deci, ruperea relației cu Dumnezeu produce o dezintegrare morală, mai întâi spirituală, morală și socială. Domnul Iisus Hristos, când apare pe scena istoriei, prin predica de pe munte, El dorește să refacă, să pornească procesul refacerii chipului lui Dumnezeu în noi. Dar refacerea acestui chip
redevenirea noastră ca oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu trebuie să înceapă în mod obligatoriu cu refacerea relației cu Dumnezeu. Oare de ce prima fericire este ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor? Oricând ai împărăția cerurilor, ai curajul să intri în prezența împăratului cerurilor. Cu alte cuvinte, se restaurează pacea cu Dumnezeu. Și doar un om împăcat cu Dumnezeu poate intra în lucrarea împăciuirii. Și lucrarea împăciuirii are două dimensiuni. Trebuie să participi alături de Hristos la împăcarea oamenilor cu Dumnezeu și la pacea dintre ei. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Dar pentru asta mai întâi trebuie să mă împac cu Dumnezeu. Și de aceea în lucrarea împăciuirii avem ambele valențe. Ajutăm pe oameni să se întâlnească cu Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus în versetul 16 din Matei, capitolul 5. Tot așa se lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune, să ajungă în prezența lui Dumnezeu, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Cu alte cuvinte, noi suntem chemați într-un fel ca prin evlavia noastră, prin viața noastră trăită cu Dumnezeu, să îmbiem pe oameni la această apropiere de Dumnezeu. Dar apoi Matei 18 ne spune că avem și o altă valență. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Mai mult, dacă pretindem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Lucrarea împăciuirii merge în două direcții. În primul rând, noi cei împăcați cu Dumnezeu am dorit ca alții, începând cu copiii noștri, cu familia noastră, să-i aducem la împăcare cu Dumnezeu și apoi să fim împăciuitori în sensul de asemăna pace, da? Asemăna pace între oameni. Ori astfel de lucrare nu poți face de unul singur. Și de aceea Domnul Iisus Hristos ne invită în jug alături de El. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Dar unde să găsesc odihnă? Mi se pare ciudat să găsesc odihnă într-un jug. Luați jugul meu asupra voastră, învățați de la mine, eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă în sufletele voastre. Dragii mei, odihnă nu o găsești decât în prezența lui Dumnezeu și în jug alături de El. Dacă ești mireasa lui Hristos, ești ajutorul lui potrivit. Ca ajutor potrivit, îl ajuți să-și termine lucrarea pentru care l-a trimis Tatăl pe pământ. Și de aceea textul nostru spune, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Dar aduceți-vă aminte cum a început Evanghelia după Matei. Cartea neamului lui Iisus Hristos, sau genealogia lui Iisus Hristos. Dar cine este acest Iisus Hristos? În primul rând este fiul lui David. Apoi este fiul lui Avram. De ce era necesar ca Matei să-l numească și fiul lui David și fiul lui Avram? Țineți minte? Fiul lui David a primit o promisiune unilaterală și irevocabilă din partea lui Dumnezeu. Un loc în casa lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu, un tron veșnic acolo. Ca fiul lui Avram, toate binecuvântările pe care fiul lui David le câștigă, trebuie să le împartă la toate familiile pământului. Și de aceea, din start, din primul verset, ni se dau coordonatele lucrării de împăciuire. Mai întâi, trebuie să participi la lucrarea fiului lui David, să beneficiezi de lucrarea fiului lui David, ca apoi, ca fiul al lui Avram, să poți împărți tot ce a câștigat el celor din jurul tău. Veniți să le luăm pe rând. Fiul lui David și lucrarea de împăciuire. Cu 750 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, profetul Isaia, în capitolul 9, versetul 6, și nici ar trebui să citesc textul, și copiii știu, nu-i așa? Țineți minte versetul 6, rostim de fiecare nașterea Domnului Iisus Hristos, citiți-l cu voce tare, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, nia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor și Domn al păcii. Domn al păcii.
Cu alte cuvinte, cu 750 de ani înainte, el este numit împăciuitorul șef, împăciuitorul model, împăciuitorul care ne invită în jug alături de el în lucrarea de împăciuire. Și versetul 7 continuă: el, Dumnezeu, va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. El o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face Domnul oștirilor. Iată ce va face Domnul oștirilor. Cu 750 de ani ni se anunță că va veni cineva să rezolve toată vrajba de pe pământ, tot războiul de pe pământ și să aducă pace, în sfârșit. Pace cu Dumnezeu, pace cu noi înșine și pace cu semenii. Cu 750 de ani. Dar la împlinirea vremii, scrie Pavel în Galateni, capitolul 4, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, adică sub acuzarea legii, ca să căpătăm înfierea. Doar fiii lui Dumnezeu pot face lucrarea de împăciuire, ca să căpătăm înfierea. Observați, prețul înfierii noastre, mai țineți minte Isaia 53? Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. În rănile lui suntem tămăduiți. Dragii mei, lucrarea de împăciuire cu Dumnezeu trebuia să o înceapă El și trebuie să o termine El, trebuie să o facă El. Noi nu putem face ceea ce a venit Fiul lui David ca să facă. În momentul în care pe cruce și-a dat Duhul, în clipa aceea, textul spune, îndată perdeaua din lăuntru templului s-au despicat de sus și până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat și după ce a înviat Hristos, a intrat în cetate, s-au arătat multora. Ca și cum Dumnezeu ar fi spus, așa va arăta sfârșitul istoriei. Când fiul lui David, fiul lui Avram va striga, mormintele se vor deschide și morții vor învia, dar unii vor învia pentru judecată, alții pentru viață, pentru viață. În momentul în care perdeaua s-a rupt, este ca și cum Dumnezeu a întins mâinile și ne-a primit în brațele Lui pe noi, fiii risipitori. Avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Și suntem invitați să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Dragii mei, perdeaua aceasta nu se va închide niciodată. Niciodată. Pentru că Dumnezeu nu se răzgândește. Fiul lui David a încheiat lucrarea. Și acum vine rândul fiului lui Avram să calce pe scenă. Dar fiul lui Avram nu mai este el. El s-a înălțat. Ci fiul lui Avram îl reprezentăm noi cu toții. Pe cine trimite el? Pe mine, pe tine, pe fiecare dintre noi. Pe fiecare dintre noi. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David. Dar oare de ce mai adaugă și orizontala fiul lui Avram? Verticala, dragii mei, ține de el și de lucrarea lui. Nimeni n-a fost cu el în grădina Ghețiman și nimeni n-a fost cu el pe cruce. Și noi celebrăm această jertfă unică pe care niciun muritor nu putea să o dea în locul tău sau în locul meu. Și de aceea cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Dar el ne invită într-un fel să devenim trupul lui. El este capul, noi suntem mâinile și picioarele lui. Noi suntem trupul lui. Și Hristos, deși și-a încheiat lucrarea, strigând pe cruce, s-a isprăvit, s-a săvârșit. Dragii mei, lucrarea încă nu s-a terminat, pentru că Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii. Dacă ai pe cineva nemântuit în familia ta, la locul tău de muncă, pe strada ta, înseamnă că invitația,
aș putea îndrăzni să zic porunca, duceți-vă, da? Este pentru fiecare dintre noi. Și noi suntem cei care, alături de Hristos, în juc cu Hristos, ducem mai departe lucrarea lui Hristos. Dacă El este fiul lui Avram, Dumnezeu i-a promis lui Avram că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța lui. Cu alte cuvinte, lucrarea lui Iisus făcută pe cruce ar trebui să ajungă la toate familiile pământului. Întrebarea este, cine o va duce? Cine va face slujba aceasta de a lua lucrarea lui Hristos, de a celebra această lucrare, de a proclama această lucrare și de a o duce la toți cei care au nevoie de ea? Dragii mei, la mulțirea pâinilor, între Iisus și mulțime, Domnul Iisus a chemat ucenicii. Ucenicii sunt vehiculul prin care lucrarea lui Hristos este dusă mai departe spre marginile pământului. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori din Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Dumnezeu nu te trimite fără să te echipeze. Am auzit și azi dimineață, da? Îndrăznește! Îndrăznește! Dumnezeu poate folosi și măgărița lui Balaam, așa că și tu și eu avem o șansă. Ucenicii. Dar ce este un ucenic? Ce este un ucenic? Ucenicul a răspuns chemării lui Hristos și calcă pe urmele lui. Îl urmează pe Hristos. Ucenicul a răspuns chemării lui Hristos și calcă pe urmele lui, îl urmează pe Hristos. Atunci când răspunzi chemării lui Hristos, nu știi prea multe, nu? Este un început de drum, n-ai cunoștințe, nici nu știi bine cine te cheamă. Dar pe măsură ce stai cu El și umbli cu El, se întâmplă ceva. Identitatea Lui, mesianitatea Lui, divinitatea Lui încep să se contureze înaintea ochilor tăi. Observați, când calci pe urmele lui Hristos, există o dublă chemare: să sporim în cunoașterea Lui și să sporim în ascultarea de El. Ucenicul lui Hristos a răspuns chemării lui Hristos, sporind în cunoașterea lui Hristos și în ascultarea de El. Țineți minte cum a început întâlnirea dintre Domnul Iisus și primii din ucenicii Lui? Erau pe malul Mării Galilei și ei erau pescari. Asta era meseria lor, din aceștia își câștigau pâinea. Și Domnul Iisus, trecând pe acolo, îi strigă, zice, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. În această chemare a Domnului Iisus Hristos este o imensă provocare. O provocare la o răsturnare totală de paradigmă în gândirea mea și în viața mea. Observați, eu trebuie să fac ceva cu cele două dimensiuni. Pescar pe de o parte, pescar de oameni pe de altă parte. Amândouă cuțin cuvântul pescar, dar lucruri complet diferite, nu-i așa? Întrebarea mea este, cărui aspect îi voi da prioritate în viața mea? Cine sunt eu, de fapt? Sunt un pescar? Sunt un medic? Sunt un cizmar? Un pantofar? Sunt un inginer? Cine sunt eu, de fapt? Sau sunt preotul lui Iisus Hristos, mireasa lui Hristos, ajutorul potrivit al lui Hristos? Observați, până când în mintea mea nu se face această răsturnare, această prioritizare a ceea ce sunt, până atunci eu nu pot nici fi ucenic, nici face ucenici. Vehiculul este viața mea de zi cu zi, altarul preoției mele este cenușiul acesta cu care mă zbat de dimineața până seara, de luni până sâmbătă. Ăsta este vehiculul meu. M-am bucurat să-l aud pe Ruben încercând să transforme biroul lui, viața lui, afacerea lui, sau pe Ștefan în un mijloc al preoției. Dragii mei, asta trebuie să fie frământarea noastră a tuturor. Observați, această schimbare este obligatorie. Dacă vrei să fii ucenicul lui Hristos, atunci ești mai întâi pescar de oameni, pe urmă îți faci meseria ta și meseria devine vehiculul preoției noastre. Căutați ce scrie acolo. Mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Ori împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, nu-s nici bani, nici poziții, nici averi, nici afaceri. Împărăția lui Dumnezeu sunt oamenii.
Și atunci, indiferent ce meserie am, indiferent unde îmi trăiesc viața, când intru în lucrarea de împăciuire, îmi schimb focalizarea, oamenii devin importanți. Sunt bucuros să folosesc lucruri ca să câștig oameni și mă voi feri toată viața mea să folosesc oameni ca să câștig lucruri. Mă referesc de lucrul acesta. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta, de la chemarea lui Hristos, trebuie să stai față în față cu identitatea, autoritatea, divinitatea și mesianitatea lui Hristos. Când Domnul Iisus i-a întrebat, ce zic oamenii că sunt eu fiul omului? Păi unul ești Eremia, alții am botezătorul, alții. Dar voi, întreabă Iisus, și Petru spune, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Petre, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, citatele meu care ești în ceruri. Până nu te-ai întâlnit cu Hristos, până când n-ai mărturisit cu gura ta pe Hristos ca Domn, crezând în inima ta că este un Domn viu care poate avea acces și pretenții la adresa ta, până atunci nu ești ucenicul lui Hristos. Ce să cauți în lucrarea de a face ucenici? Observați, noi facem doar după chipul și asemănarea noastră. Interesant când citiți capitolul 5 din Genesa, și este o genealogie acolo, și spune că Dumnezeu l-a făcut pe om, pe Adam, după chipul și asemănarea sa. La 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui. Da? Ce s-a întâmplat? A intervenit căderea. Acolo s-a frânt ceva. Și întotdeauna noi facem ucenici după chipul și asemănarea noastră, da? Ori dacă eu privesc cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și cresc în cunoașterea lui Hristos și sporesc în ascultarea de Hristos, dintr-o dată cei care vor fi în prezența mea vor vedea chipul lui Hristos. Și chipul lui Hristos îi va atrage. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, și asta se întâmplă în momentul convertirii, în momentul în care te-ai întâlnit cu Hristos, ai descoperit cine este El, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Da, vrem să fim și să facem ucenici asemenea lui Hristos, dar pentru asta trebuie să răspunzi la chemarea Lui, trebuie să ajungi la convingerea divinității și mesianității Lui și pe urmă, convins de aceste lucruri, să primești trimiterea Lui. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Dar observați cui vorbește Hristos, cei care cu 3 ani și jumătate în urmă au răspuns la chemarea Lui, cei care în frământările Lui, în căutările lor, cine ești, Doamne, au ajuns la convingerea că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și apoi au asistat la învierea Lui din morți. 40 de zile convinși că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și cu această convingere, dragii mei, au pornit să străbate lumea și au întors lumea pe dos pentru Hristos. Noi așa ne frământăm cu misiunea pe care Hristos a încredințat-o bisericii Lui, pe cine să trimită El? Pe mine, pe tine, pe noi, pe biserica Lui, spunea Manu dimineață. Dar în misiunea noastră avem 2 aspecte, să fim și să facem. Și noi, cum suntem într-o lume grăbită, le-am întoarce pe dos și ne-am grăbit să facem lucruri fără să fim. Și de aici va apare tragedia, dragii mei, în toată împărăția lui Dumnezeu. Simon Magul, țineți minte istoria lui? Când a văzut puterea Duhului Sfânt, a venit cu punga de bani să o dea lui Petru și zică, dați-mi și mie puterea aceasta. Și Petru trebuie să-i spună să pieri împreună cu banii tăi. Și dacă citiți istoria, ce a rămas pe urmele lui Simon Magu, vă veți îngrozi. Pentru că atunci când n-ai devenit, nu poți face decât după chipul și asemănarea ta pe alții. Să fim ucenici asemenea Lui, crescând în cunoașterea Lui. Dar asta este posibilă doar prin puterea Lui Hristos. Prin puterea Lui Hristos
Ar trebui să-mi reorganizez viața ca să devin asemenea Domnului Iisus Hristos, sporind în cunoașterea Lui și în ascultarea de El. Dar pentru asta am nevoie de El alături de mine, în jug. Cu El se întâmplă lucrul acesta. Și acum nu e foarte complicat să înțelegem de ce. Dacă Hristos vine într-o parte a jugului și eu vin lângă El în cealaltă parte, ca un mânz sălbatic încă neobișnuit cu jugul, dacă fac lucrul acesta, învăț de la El, îl copiez pe El și încetişor devin ca El. Nu-i așa? Devin ca El. Luați jugul meu asupra voastră, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Odihna o am doar alături de Hristos, în jug cu Hristos. Trăgând, dragii mei, la împlinirea misiunii pe care Tatăl i-a dat-o și pe care Hristos o continuă prin biserica Lui. Fiul lui Avram a primit poruncă, mandat, să ducă mântuirea până la marginile pământului. Și Hristos ne-a promis, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Hristos vine să locuiască, dragii mei, în viața noastră, în inima noastră și în felul acesta, fiind purtător de Hristos, suntem în jug alături de Hristos la împlinirea misiunii Lui. Citiți cu mine penultima fericire. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori. Acum ajung un împăciuitor. Este un principiu pe care l-am învățat colindând fericirile sau făcând pași prin lista fericirilor și am învățat că întotdeauna fericirea precedentă este testată în fericirea următoare sau fericirea următoare este consecința fericirii precedente. Care a fost fericirea de mai năsus, fericirea precedentă? Știe cineva? Noi toți vrem să devenim asemenea lui Hristos și nici măcar chipul lui nu știm rosti. Citiți cu voce tare. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dar acum imaginați-vă că sângele lui Hristos i-a curățit inima, că de asta întindem mâna în blid, avem nevoie de jertfa Lui și ești invitat în prezența lui Dumnezeu, ca Adam și Eva, înainte de cădere în răcoarea zilei. Oare ce se întâmplă cu inima celui care l-a văzut pe Dumnezeu? Care a fost în prezența lui Dumnezeu? Spuneți-mi, ar putea veni cineva din prezența lui Dumnezeu fără să se încarce cu poverile care sunt pe inima lui Dumnezeu? Cel care l-a văzut pe Dumnezeu, inima lui va bate pentru oameni ca inima lui Dumnezeu. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragii mei, ăsta este Dumnezeu. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și Hristos a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Și Pavel duce Evanghelia la toți și noi suntem chemați să ne rugăm pentru toți oamenii, pentru că oamenii sunt pe inima lui Dumnezeu. Lucrarea împăciuirii vizează oameni, dragii mei, nu programe, vizează oameni. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Priviți o clipă relația structurală din text, conjuncția aceea, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Și vă las pe voi să vă gândiți, care e cauza, care e efectul? Așa cum citesc textul, aproape că aș spune, dacă sunt împăciuitor, sunt fiul al lui Dumnezeu. Dar cred că lucrurile stau invers. Nu sunt fiul al lui Dumnezeu pentru că sunt în lucrarea împăciuirii, ci sunt în lucrarea împăciuirii pentru că sunt fiul al lui Dumnezeu. Totul începe cu înfierea, pentru că noi celebrăm, într-un fel, moartea fiului lui Dumnezeu. El este fiul și noi am fost chemați să semănăm cu El. În Ioan capitolul 5, versetul 17, Domnul Iisus în ziua de sabat vindecă un bolnav, bolnav de 38 de ani. Și când el află cine l-a vindecat, pentru că a zis, ridică-ți patul și du-te acasă.
Vine și spune fariseilor și ei complotează să-l omoare. Și Domnul Iisus Hristos le răspunde așa: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Dacă ești fiu, te interesează ce-i pe inima tatălui, nu-i așa? Pentru că atunci când fiul a venit, el a făcut din voia tatălui mâncarea lui de fiecare zi. Ori voia tatălui este ca nimeni să nu piară, ca toți oamenii să fie mântuiți. Și atunci, dragii mei, dacă realmente înfierea mă duce în lucrarea împăciuirii, dacă relația mea cu Dumnezeu este corectă, eu nu pot spune altceva decât ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Spuneți-mi, ce ai zice ca Dumnezeu în auzul tuturor să zice: iată fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea? Spuneți-mi, ar putea să existe o onoare mai mare decât asta? Înfierea este motivarea pentru implicare în lucrarea de slujire. Și de aceea trebuie să încep cu a fi fiul lui Dumnezeu. Și dacă ești realmente fiul lui Dumnezeu, inima ta va bate pentru ceea ce bate inima lui Dumnezeu. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și care-i voia lui? Este ca toți oamenii să fie mântuiți. Ca lucrarea lui Hristos să continue, ca să mă dăruiesc lui Hristos, să fiu ajutor potrivit realmente mireasa lui Hristos. Nu trebuie să vă repet rugăciunea Tatăl nostru, dar îngânați-o împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Restul vine pe deasupra. Asta înseamnă a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Mai întâi înseamnă a te frământa cu ceea ce se frământă Dumnezeu, a dori ceea ce dorește Dumnezeu, a purta poverile care sunt pe inima lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 15, Domnul Iisus spune: Eu sunt adevărata viță, Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Dar pe orice mlădiță care duce roadă, el o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Voi sunteți curați din pricina cuvintelor pe care le-am spus. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, dar dacă nu rămâneți în mine, să steați afară, aruncați în foc. Oare la ce se refere Domnul Iisus Hristos? De ce v-am trimis să aduceți roadă și roada voastră să rămână? Cu alte cuvinte, El ne-a răscumpărat pentru lucrarea împăciuirii. Și El coboară în inimile noastre, în jug alături de noi, ca lucrarea împăciuirii să continue spre slava Tatălui. Dacă aduceți multă roadă, Tatăl va fi proslăvit, spune Domnul Iisus Hristos. Deci, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Dragii mei, nu suntem fii pentru că suntem împăciuitori, ci suntem împăciuitori pentru că suntem fii. Înfierea este motivarea la lucrarea de împăciuire. Dar observați, există încă un cuvânt lângă care m-aș opri. Vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Verbul în greacă este kaleo, a striga, a anunța cu voce tare. Ori întrebarea mea este: când și unde se anunță cu voce tare, se strigă fiii lui Dumnezeu? Dacă țineți minte, în capitolul 10, unde am fost dimineață, în versetul 32, pe oricine mă va mărturisi, mă va striga înaintea oamenilor, voi striga și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va rușina de mine înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Observați, este un moment în istorie, în desfășurarea planului Dumnezeu, când se vor striga fiii lui Dumnezeu. Va fi chemat fiul lui Dumnezeu în auzul întregului univers. În Apocalipsa, capitolul 3, el vorbește bisericii din Sarde și versetul 5 spune: Cel ce va birui va fi îmbrăcat în alb și nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții, îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui.
Când? Cum se va întâmpla lucrul acesta? Veniți la judecată, în capitolul 20. Judecătorul este Hristos însuși. Va ședea pe tronul acela mare și alb și toți vor fi înaintea lui, cei morți și cei vii. Și se vor deschide cărțile. Și conform cărților faptelor, dragii mei, toți suntem vinovați, absolut toți, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Unul dintre noi nu merită să intre în prezența lui Dumnezeu. Spuneți-mi ce ne-am face dacă nu s-ar deschide și o altă carte, care este cartea vieții. Și acolo, în auzul întregului univers, să-ți auzi numele strigat, chemat, vino. Să ieși din ceata celor condamnați, cu capul plecat și mulțumitor, între cei mântuiți. Dragii mei, istoria aleargă spre punctul acesta. Și acolo, cei împăciuitori, cei pe care înfierea i-a motivat la împăciuire, cei împăciuitori vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. E un nume extraordinar pe care nu-l poți obține pe absolut nimica. Dar dacă țineți minte istoria afacerii unui nume, capitolul 11-12 din Genesa, Nimrod adună tot ce sufla pe pământ și zice, haide să ne facem o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul, să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului, să ne facem un nume. Noi ni-l facem. Dumnezeu cheamă de sub umbra turnului Babel pe Avram și spune, Avrame, ieși din țara ta și lasă-mă să-ți fac eu un nume. Vă întreb, poate fi un nume mai mare ca numele de fiu al lui Dumnezeu? În Evrei, capitolul 1, versetele 5 și 6, este scena întronării Domnului Iisus Hristos, căruia din îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu. Și versetul 6, și când duce iarăși în lume, el spune, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Imaginați-vă ce poziție incredibilă a primit împăciuitorul Domnul Iisus Hristos. Întrebarea este, de ce să-i se închine toți oamenii? Pentru un singur motiv. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dar spuneți-mi ce urmează și de ce e acel de aceea în text? Pentru că Hristos a dezbrăcat slava lui, a devenit unul dintre noi ca să ne împace cu Dumnezeu, să devină împăciuitor, să ne împace cu noi înșine și pe unii cu ceilalți. Și atât de mult apreciază Dumnezeu lucrul acesta, încât în versetul 9 continuă, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus mai de mult și i-a dat un nume care este mai pe sus de orice nume, ca în numele lui Hristos să plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Cum sună acum primul cuvânt din fericirea noastră? Ferice de cei împăciuitori, căci vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Poate să există o fericire mai mare ca asta? Dragii mei, în niciun caz. Observați cum se încheie Scriptura, capitolul 21, versetul 7. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi? Va fi fiul meu. Nu știu cum va fi când îl vom vedea. Dar cred că ajunge o veșnicie să ne ia pe fiecare în brațe, în văzul tuturor, să zică, fiul meu, fiul meu, fiica mea. Ajunge o veșnicie ca Tatăl să facă lucrul acesta. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ce nume, ce incredibil nume. Dar pentru asta, nu uita
tu nu mai ești rob, ci ești fiu. Și am rugat-o pe Nelica să vină să ne recite poezia și îi mulțumesc foarte frumos. Robi și fii. Un împărat a vrut să înalți odată un templu tainic pentru fiul său și, alegându-și dintre robi o ceată, îi așeză la trudă necurmată, la daltă, la cuptoare, la ilău. Cu ei în rând, din zori și până în seara, cioplea și prințul, albe flori de lungi, dar numai ei vedeau în stânci comoara, căci robii nu simțeau decât povara și meșteșuguri grele și porunci. Dar într-o zi, chemându-i împreună voivodul ce trudea în rând cu ei, se înălță cu lacrimi să le spună: iubiții mei, vă dau o veste bună. De azi încolo sunteți frații mei, căci pentru voi am dat moșii bogate și m-am vândut pe mine însumi rob, iar tatăl meu mi le-a întors pe toate. Acum, oricine vrea să-mi fie frate, să-și lepe de trecutul ca pe un ciob. Luar aminte robii cu sfială la tot ce a spus feciorul de împărat, dar au rămas răpuși de îndoială și reci, ca fierul stins pe nicovală. Deodată un vătaf s-a îmbărbătat. Înaintând spre prinț să-i se închine, acesta iute în brațe l-a cuprins, apoi, luându-l dintre robi cu sine, i-a dat veșmânt de aur și rubine și un foișor de diamante nins. Iar împăratul vru ca să-l cunoască și spuse de pe tronul azuriu: de azi nu mai sunt legi să te silească, dar nu uita de haina împărătească. Ești fiul meu, trăiește dar ca fiu. Iar noul prinț, între ostași de pază, în foișorul său intră măreț. Și a doua zi, abia către amiază veni la trudă, dar ca prinț cu vază, și se purtă cu fală și dispreț. Ca starea sa de prinț să-și o arate, el răsturnă tiparele de lut, sfârmă pe nicovală nestemate, lovi pe robi, aprins de răutate, și se apucă apoi de petrecut. Dar împăratul și-a prins mânia văzându-l cum se poartă și într-o zi i-a zis: ți-ai lepădat numai robia, dar ți-ai păstrat întreagă viclenia. Nu-mi ești nici fiu, nici rob. Și l-i zgoni. A doua zi, cu vorbe înlăcrimate, vorbi voivodul iar: popor sărman, nu-i nimeni printre voi să-mi fie frate? Și atunci veni, cu genele plecate, un rob cu mâini zdrelite de ciocan. Și îmbrăcat cu scumpă îmbrăcăminte, el fu adus, cum cronicile scriu, să asculte aceleași tainice cuvinte: tu nu mai ești sub legi ca mai înainte, ești fiul meu, trăiește deci ca fiu. Iar noul prinț porni cu voivodul și acesta îl duse pe un înalt liman și arătă într-un palat izvodul cu luna de lumină și efodul. Și s-au întors la daltă și ciocan. Atunci, cu
cu ochi de altă plămădeală, privi în jurul său cel înfiat, lovi apoi cu drag pe nicovală și în piept un cântec nou de dunăvală, un cântec sfânt, măreț și înfiorat. Loviți, ciocane, dălțile să sune, să crească templul sfânt din zi în zi, să sufle aprig foalele în cărbune. Noi înălțăm o veșnică minune în care toți nemuritori vom fi. Și cântecul și bucuria nouă dă dură în mâna lui belșug de rod, lovian ilău cu mâinile amândouă, sudoarea lui părea pe frunte rouă. Și, în adevăr, era un voivod. Atunci alți robi au îndrăznit și roabe să fie fiice de împărat și fii. Nu doar de dragul sfintelor podoabe, ci spre a simți în piepturile slabe fior acelei sfinte bucurii. De atunci, dând unul altuia povață, veniră mulți. În fiecare zi, nu toți râvnind nemuritoarea viață, ci cei ascunși pentru a se da pe față, iar cei adevărați pentru a iubi. Și acum, tu, frate, care prin credință porți haine albe de sclipiri de nea, Iisus te vrea cu El de o ființă. Pârâșul vechi e învins de neputință, căci n-are lege împotriva ta. Ești liber azi și îmbrăcat ca rege și ai în cer un sceptru și un palat. Niciun păcat oprit de vechea lege nu poate sub o sândă să te lege. Dar cum te porți ca fiu de împărat? Ești liber azi de orice porunci morale, Hristos a frânt pe cruce jugul greu. Te-a așezat pe culmi spirituale, puteri și rai sunt toate ale tale. Dar cum trăiești ca fiu de Dumnezeu? Ești liber azi. Ce faci din libertate? Ești tu smerit pe atât cât ești de sus? Simți inima lui Dumnezeu cum bate? Cuprins tu are în dragostea de frate tot idealul sfânt al lui Iisus? Ești liber azi, dar totuși ține minte că dacă iar te alături lui Satan, tu nu ești fiu. Tu n-ai în cer, părinte, dar nu mai ești nici rob ca înainte. Și soarta ta va fi cu cel viclean. Căci dacă legea, ca un leu la pândă, a frânt pe cei chemați în viacul trist, cu cât mai mult vor suferi o sândă toți cei ce trec cu fața surzândă peste ofranda sângelui în Crist. Ia seama, dar, și în inima ta scrie că pe pământ, în cer și în empireu, nu-i nimenea mai bun în veșnicie, mai iertător, mai plin de duioșie, dar nici mai aspru decât Dumnezeu. Ia seama, dar, că nimeni nu se frânge mai mult ca El spre a te feri de rău. Dar nu uita că ești plătit cu sânge, că nimenea de mii de ani nu plânge mai mult ca Dumnezeu de dragul tău. Amin. 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 Oare pe ce îmi voi vinde binecuvântarea înfierii? Ne așteaptă ultima fericire și vă amintesc doar. Ferice de cei prigoniți
pentru neprihănire, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care, odată ce au gustat dulceața înfierii, nu mai dau pentru nimic în lume. Pentru că cine iubește mai mult pe tată, ori pe mamă, pe fiu, ori pe fică, decât pe mine, cine își iubește propria lui viață mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Dar dacă l-ai văzut pe Dumnezeu, poverile de pe inima lui au devenit poverile de pe inima ta, de pe inima mea. Și în felul acesta, înfierea devine motivarea pentru implicare la lucrarea împăciuirii. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin. În fapte 2 cu 42 se spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și când încercăm să le legăm la oaltă, în învățătura apostolilor aud cuvântul. În legătura frățească, dezbătând lucrurile auzite, înțeleg cuvântul. Și sămânța căzută într-un pământ bun este cel ce aude și înțelege cuvântul, doar el aduce roadă. Dar la frângerea pâinii sunt invitat înaintea lui Hristos. Și el așteaptă de la mine un răspuns, da sau nu? Dacă am înțeles ce am auzit, sunt dispus să trăiesc aceste lucruri, să pornesc pe acest drum? Cum ar fi să facem din acest moment, un moment al deciziei? Libertatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, mi-a dat-o, el nu o calcă. Poți să-i spui, nu mă interesează. Și poți pleca. Sau poți să spui, ajută necredinței și neputinței mele și să pornești pe urmele Domnului Iisus Hristos.